Dacă se adoptă această măsură de înființare a celor 84 de posturi, public le cer membrilor din Consiliul de Administrație să demisioneze. Dacă ei votează așa ceva în aceste condiții, înseamnă că sunt inconștienți. Le cer românilor să nu mai plătească taxa TV, pentru că aceasta, în acest moment, nu mai justifică interesul, nu se mai îndreaptă către ei, nu mai răspunde interesului public, ci este clar folosită pentru a plăti noi directori mașini de 20.000 de euro inutile, nici măcar nu sunt mașini care să folosească părții tehnice din TVR. De aceea, repet, le solicit să nu mai plătească taxa de televiziune. Iar propunerile pe care le-am făcut, cele de mărire a taxei cu condițiile ca factorul politic să nu mai intervină, ca să fie introdusă responsabilitatea și tragerea și posibilitatea de tragere la răspundere a echipei de management a TVR în momentul în care se constată noi deficite și noi pagube la bugetul de stat, da, aceste măsuri trebuie introduse, dar trebuie să se vină clar, Parlamentul trebuie să se trezească, da, că și acel Parlament este plătit tot de către români și eu sunt plătit tot de către români. Parlamentul trebuie să se trezească la realitate și să vină clar cu un pachet de măsuri pe care să-l prezinte în dezbatere publică. Nu cum s-a făcut inclusiv cu aceste posturi despre care vă vorbesc. Nimeni n-a știut, au apărut peste noapte. Pachetul de redresare a postului public de televiziune trebuie dezbătut public și trebuie prezentat românilor. După aceea, românii pot să plătească taxa de televiziune. Există un dezinteres politic în ceea ce privește televiziunea publică, dat fiind faptul că, practic,